O femeie de 51 de ani a trăit cele mai înfricoșătoare clipe din viața sa atunci când se afla în vacanță. Aceasta a fost atacată și mușcată de un rechin în timp ce făcea snorkeling. Conform DCNews.ro, o femeie a fost mușcată grav de un rechin în timp ce făcea snorkeling în Hawaii. Ea a fost adusă înapoi pe țărm de către cei care se aflau pe plajă, înainte ca personalul de intervenție să sosească și să o ducă de urgență la spital, scrie Daily Star. Femeia în vârstă de 51 de ani din Franța făcea snorkeling în acel moment în Hawaii, înainte să fie atacată. Ea se afla la aproximativ 100 de metri de mal și nu știa că rechinul se apropia de ea. După cele întâmplate, aceasta a ajuns în stare critică la spital. Aceste plaje au fost toate închise de către ofițeri în urma atacului și sunt programate să se redeschidă luni la ora 7 dimineața. Zonele înconjurătoare au fost acoperite cu semne de avertizare privind rechinii de către personalul Diviziei de Resurse Acvatice DLNR și ofițerilor pentru siguranța oceanică din Maui, pentru a îndemna pe vizitatori să fie prudenți atunci când intră în apă. Nu este prima dată când are loc un atac de rechin în zonă, deoarece un scafandru a fost mușcat de degetul mare de la mâna dreaptă de un rechin Galapagos de 2 metri în martie, la începutul acestui an.